am fost foarte încurajat de modul cum Duhul lui Dumnezeu a condus lucrurile la modul de închinare pentru că mesajul care Domnul mi l-a pus pe inimă este în direcția aceasta și titlul mesajului meu din această dimineață este Cum poți împlini planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Cum poți împlini planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Vă invit să deschide Sfânta Scriptură în judecător, capitolul 6 și vom citi de aici câteva versete. Până dumneavoastră vă pregătiți să deschideți Scriptura, mulțumim grupului pentru slujire, Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumim echipei media, Dumnezeu să vă binecuvinteze, sper că dumneavoastră acasă spuneți amin, mulțumim echipei de sune, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Dacă dumneavoastră n-ați fi aici și ne-ați sluji și ați dat startul la butoane, noi ne-am putea să vedem duminică dimineață, nu am putea să fim conectați unii cu alții în Duhul și să fim în închinare. Salutăm cu drag pe toți cei care ne urmăresc din Europa, din America, Australia, mai știu pe unde sunteți, pe toți, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă protejeze în vremea aceasta, să vă păzească de virus, de COVID, de bol, de alte lucruri și dacă vă îngădui să treceți prin circunstanțe dificile, Domnul să vă scoată mai mult decât biruitori. Dumnezeu să fie lăudat. Așadar, deschidem Sfânta Scriptură la Judecător, capitolul 6 și vom citi de aici câteva versete din capitolul acesta selectiv, pentru că timpul nu-mi permite să citesc tot capitolul. Începând cu versetul 1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de șapte ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel ca să scape de Madian. Copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalek și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari că se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr, ei și cămilele lor, și veneau în țară ca să o pustească. Versetul 6. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copilul Israel au strigat către Domnul. Continuăm cu versetul 11. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acele pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun nu ne-a scos soare Dumnezeu din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian, oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvești pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Continuăm cu versetul 24. Gedeon a zis acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un altar de șapte ani și un alt taur de șapte ani, dărâm altarul lui Bal, care este al tatălui tău și taie parul închinat a startei, care este deasupra. Să zidește apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Gedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul. Dar, fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Amin. Până aici citirea din cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, îmi place mult să mă uit în scriptură și să... Uh, învăț din viața oamenilor lui Dumnezeu și în mod special în momente de criză, momente dificile prin care a trecut poporul Israel și să mă uit la modul cum Dumnezeu a folosit oamenii aceștia și ce a trebuit să facă oamenii aceștia ca planul lui Dumnezeu pentru viața lor să se ducă la bun sfârșit. Așa cum am citit și poate dumneavoastră cunoașteți din scriptură, în timpul judecătorilor, în perioada Vechiului Testament, pacea, prosperitatea, propășirea erau întrerupte de grei și cumpliți, de opresiune și apăsare. Pentru că evreii aveau tendința să uită că binecuvântarea și protecția lui Dumnezeu venea în urma ascultării de poruncile lui Dumnezeu. Exista un ciclu din acesta foarte ciudat care se repeta tot din câțiva ani și uh, au fost șapte căderi, șapte ridicări de felul acesta între apăsare, eliberare și apostazie. Adică Dumnezeu îngăduia în urma apostaziei poporului să apese prin popoarele din prejur și după aceasta ridica un judecător și îi elibera. Într-un moment ca și acesta de apăsare, când durerea și inima poporului era sfâșiată, poporul spune versetul 6 că ajunsese nenorocit, nenorocit, foarte nenorocit, din pricina lui Madian. Într-o asemenea circunstanță, poporul se pocăiește, strigă la Dumnezeu și Dumnezeu ridică un bărbat pe nume Gedeon, care aduce o mare izbăvire și urmează episodul în care planul lui Dumnezeu, prin acest om care se pune la dispoziția lui uh, intră în acțiune. E mare lucru în vreme de criză, în situații dificile să ai parte de intervenția lui Dumnezeu. E mare lucru și o împlinire mare a vieții să nu ratezi planul lui Dumnezeu pentru tine, pentru generația în care Dumnezeu te-a așezat. Uh, mi-am pus câteva întrebări. Oare ce a avut mai special Gedeon ca sutele, miile de bărbați în Israel de la ales Dumnezeu să folosească această mare izbăvire? Ce trebuie să facem să nu ratăm planul lui Dumnezeu pentru viața aceasta? De ce are nevoie un om ca să împlinească planul lui Dumnezeu pentru viața lui? Poate sunt întrebări, frământări, gânduri, fie că ești la 20 de ani, 30 de ani, 40, 50 de ani. Întrebarea aceasta. Este foarte importantă și vreau să-ți spun din Cuvântul Dumnezeu, uitându-ne la Gedeon, să învățăm trei principii bune, sănătoase, care vă vor fi de real folos. Primul lucru care trebuie să-l faci ca să împlinești planul lui Dumnezeu pentru viața ta este următorul. Pune stop trecutului și dă restart vieții tale. Pune stop trecutului tău și lasă-l pe Dumnezeu să împlinească planul lui pentru viața ta. Poate vei spune, frate Avram, lucrul acesta e ușor de spus de, aici, de la amvon, de la microfon, dar e mai, ușor, e mai greu de împlinit. Însă vreau să spun că este realizabil, oricât de greu, oricât de imposibil ar părea lucrul sau ar suna pentru tine în momentul acesta, vreau să spun că lucrul acesta, adică a pune stop trecutului tău, și a da restart, indiferent în ce moment al vieții ești, în ce uh, situație de criză te afla, Dumnezeu te poate ajuta și poate împlini planul Lui. Nu planul tău, nu ideile tale, nu viziunea ta, ci planul Lui Dumnezeu, pentru că despre aceasta este vorba în mesajul acesta. Haideți să ne uităm puțin la Gedeon. Era într-o situație, Biblia îl descrie... Fără viziune, speriat, fricos, îndoielnic, fără curaj, se gândea ce se mai poate face pentru poporul lui și parcă nu vedea nicio scăpare, nicio soluție. Și versetul 13 exprimă oarecum starea lui Gedeon și spune: Dacă Domnul e cu noi, de ce ne se întâmplă atâtea? Unde sunt minunile? E clar. E clar, Dumnezeu ne-a abandonat, ne-a părăsit. De aceea, madianiții, vrăjmașii noștri fac ce vor cu noi. Al doilea lucru care Gedeon îl spune, cu ce să izbăvesc eu pe Israel? Sunt cel mai sărac și cel mai mic. Sărac și mic, fricos, fără viziune, fără o, o perspectivă uh, pentru viitor, fără ceva clar pentru ceea ce urmează să se întâmple. Și cu toate acestea, Îngerul lui Dumnezeu merge și îi spune Domnul este cu tine, viteazule. Pare parcă ciudat, parcă sună glumă. Adică, cred că Gedeon a fost un pic și necăjit. Doamne, cum îți permis să pui așa problema cu mine? Vezi în ce stare sunt. Vezi care e situația noastră în momentul acesta și tu vii și îmi spui că ești cu mine, viteazule? E ca și cum mai spune cuiva uh, Nu știu, chiar expresia aceasta Ce faci viteazurile? Cred că s-ar indigna Și ar fi foarte necăjit Că uh, ți-ai permite să pui problema în felul acesta Nu e așa că De multe ori Sau poate chiar acum, în momentul acesta Te identifici cu starea Cu frământările Cu gândurile Cu... Uh, situația prin care poate trecea Gedeon și trece Gedeon. Poate spui în gândul tău, pe vremea părinților noștri, atunci rugăciunea era rugăciune, cântarea, stăruință, oamenii treau adevărată pocăință. Astăzi ne-am modernizat, ne-am schimbat, multe lucruri s-au întâmplat, a mai venit și covid acesta, bisericile sunt închise într-o parte, într-un fel, într-o parte, în alt fel și parcă nu mai vezi nicio soluție de scăpare. Te gândești dacă va veni sau nu vaccin, ce va urma, ce va fi anul viitor, un an 2020, o cifră frumoasă, un an în care parcă așa de multe planuri ne-am făcut toți și sfârșim anul acesta în incertitudini. Dacă nu mai iasă nici trump, gata cu noi, nu? Cine ne va apăra drepturile noastre, creștini, Băi, un președinte în care mulți și-au pus încrederea. Și vreau să spun că gândurile acestea, frământările acestea le-a avut și Gedeon. Poate te gândești mai mult. Dumnezeu nu are un plan pentru mine. Termină cu lucrurile acestea, cu încurajările acestea, cu gândirea aceasta pozitivă. Din eșec în eșec a mers. Parcă nimic bun nu s-a întâmplat în ultima perioadă. Dacă ai ști câte lucruri rele, negative s-au întâmplat în viața mea, n-are cum să mă folosească Dumnezeu pe mine. Am făcut prea mult rău. Nu merit să fiu iertat. Dragul meu, vreau să spun ceva. Indiferent că ai școală sau nu să stai în fața oamenilor, indiferent că crezi sau nu despre tine la momentul acesta lucrul acesta, vreau să spun ceva. Dacă vrei ca Dumnezeu să împlinească promisiunile, planul Lui în prezentul și viitorul tău, trebuie să pui stop trecutului tău. Poate ne urmărești de mult timp și te închini împreună cu noi și știi de cântarea aceea care a venit prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Grupul de închinare a primit -o. Nu vă mai gândiți la lucrurile care au fost înainte. Nu vă mai uitați la cele care s-au petrecut. Iată că eu sunt gata să fac lucruri noi. Întrebarea se pune, ești pregătit să primești lucrurile care Dumnezeu le are pregătite pentru tine? Ești gata, ești dispus? Sau gândurile. Uh, ce s-a întâmplat în trecutul tău, rănile, durerile care le-a provocat cineva, nu știu, poate în tinerețe, poate în copilărie, poate în adolescență, poate pe lația, relația cu, cu, cu părinții, poate cineva ți-a făcut o nedreptate. Dacă mereu te hrănești din trecutul acesta, nu are cum Dumnezeu să împlinească planul lui victorios, să-ți dea perspectiva care o spunea Domnul Isus veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Dragul meu, oriunde ai fi, poate ești într-o mașină și asculți meșazul acesta, poate ești în spital, poate ești acasă, confortabil în living, vreau să spun ceva, trecutul tău, oricât de complicat, oricât de urât, de hidos ar fi, trecutul tău are o singură soluție, privește la cruce acolo e Hristos și-a deschis brațele ca să te îmbrățișeze. Acolo s-a plătit prețul pentru tot ce a fost vechi și mordar. Acolo Iisus a spălat pentru tot trecutul tău. Nu-l mai purta nici în minte, nici pe umeri, nici nu-l mai povesti la nimeni. Singurul care poate rezolva problema trecutului tău este Iisus Hristos, glorie Lui. Vreau să te provoc în această dimineață și dacă asculți mesajul acesta, să lași pe Duhul lui Dumnezeu să te ducă acolo în trecutul tău și dacă a fost o rană o situație grea, o experiență nefastă. E ziua momentul care Dumnezeu l-a adus pentru tine, să-l rezolve. Spune Doamne, rana aceasta, situația aceasta, mă frământă, mă mănâncă, mă, mă termină, parcă nu mai fac față. Îți dau ție, Doamne, problema mea. Îți dau ție, Doamne, trecutul meu și sunt gata să nu mă mai la el. Să pun stop, să pun punct de azi. Prin puterea pe care Tu mi-o dai și să dau un restart și de astăzi, 22 noiembrie 2020, să încep să aud, să ascult, să primesc lucrurile noi, planul Tău măreț divin pentru viața mea. Știți ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu 1 Corinteni capitolul 5, versetul 17? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi, trecutul s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Mă uit, poate frații de la cameră, Robert sau Alex, care vreți să apropiați, am în Biblie trei... Exemplare de felul acesta, și mă uit la identitatea mea, și de multe ori le citesc cine sunt în Hristos. Sunt acceptat pentru că sunt copilul lui, sunt prietenul lui, sunt socotinie prihănit, sunt un sfânt, sunt mădular, sunt înfiat, sunt în siguranță pentru că, am însemnătate pentru că. Și lucrurile acestea, așa de mult, mi-au marcat viața și mă uit la ele și mi le împrospătez des. Am făcut chiar un, un tablou acasă, în, în biroul meu, și de multe ori stau și mă uit și îmi prospătez ceea ce spune Dumnezeu despre mine că sunt, și nu ceea ce spune trecutul și oamenii care mă cunosc și e, alții. Pentru că, dragul meu, vreau să spun ceva. Ca să se împlinească planul lui Dumnezeu pentru viața ta, trebuie să pui stop trecutului și să începi o viață nouă. Acesta este primul lucru care l-a făcut și Gedeon. A spus, gata, gata cu trecutul gata cu minunile și cu situațiile care ne-au fost povestite. Sunt gata să intru în planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Sunt gata să las pe Dumnezeu să scrie istorie prin planul care îl are pentru mine. Al doilea lucru, foarte frumos, îmi place așa de mult, Gedeon, învăț de la el și ce trebuie sau cum pot să împlinesc planul lui Dumnezeu pentru viața mea, cum pot să împlinești planul lui Dumnezeu pentru viața ta, ascultă-mă bine, zidește altare și dărâme idolii. Versetele 24 și 25. Când Gedeon a dat voie lui Dumnezeu să-i vindece trecutul, să nu se mai gândească la tot ce a fost, la ceea ce putea să fie, primul lucru, Gedeon a zidit altare. A pus un nume, versetul 24 spune, Domnul Păcii, Jehova Shalom, pentru că Gedeon a găsit pacea cu Dumnezeu, cu sine însuși și Toată marea cea învolburată a gândurilor și a frământărilor, s-au liniștit, au primit pace. Gedeon a luat în serios ce a spus Domnul despre el și s-a pus pe treabă. Și știți cum? Uitați, două propoziții, două fraze care i-au schimbat viața, i-au schimbat uh, destinul, perspectiva, modul cum uh, s-a raportat la ele. În fiecare dimineață, înainte să iese din casă, Gedeon își repeta lucrul acesta. Domnul este cu tine, viteazule. Domnul este cu tine, viteazule. du cu puterea pe care o ai. Du-te cu puterea pe care o ai. S-a întâmplat ceva. A început să creadă că el poate să izbăvească pe Israel din mâna lui Madian. Nu a mai spus că e sărac și că e cel mai mic și că nu are nicio perspectivă. A început să creadă că Dumnezeu e gata să aducă imposibilul care nu-l putea vedea realizabil prin puterile lui în lumea lui materială. Și uh, a fost gata să creadă că Dumnezeu îl poate folosi, îl poate uh, pregăti pentru ceea ce urmează. Poate că te gândești și spui, oh, dacă aș avea și eu o experiență ca și Gideon să vină Îngerul Dumnezeu la mine, să văd și eu ceva uh, așa, care să mă rupă rutina în care sunt și ceva extraordinar să se întâmple. Vreau să spun că tu și cu mine, noi împreună, am primit mai mult decât Gedeon. Domnul este cu tine, viteazule. Domnul Iisus spunea în Matei 28 cu 20 și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Eu sunt cu voi în toate zilele. Ce a spus lui Gedeon, ne-a spus și nouă Domnul Iisus. Și în vreme de COVID, da, și în vreme de COVID și în vreme când cineva drag moare. Și în vremea aceea, eu sunt cu tine. Și Domnul Iisus, cuvântul Lui Dumnezeu, promisiunile Lui sunt du-te cu puterea pe care ai, i-a spus lui Gedeon. În Luca, capitolul 10, versetul 19, v-am dat putere să călcați peste toată puterea întunericului. Fapte 1 cu 8, voi veți primi o putere. 2 Timotei 1 cu 7, noi n-am primit un duc de frică, ci noi am primit un duh de putere. Dragul meu, aș vrea să spun ceva. În vreme de criză, nu timp de stat pe Netflix și de pierdut timpul în oceanul acesta mare al, al media. Sigur te vei neca. Dacă nu, într-un fel, poate că în altfel. N-ai cum să poți birui ureașii, lei din viața ta. Nu poți dărâma idolii dacă nu zidești altare. E imposibil. Eu cred că Gedeon a mai zidit altare, pentru că avea obiceiul acesta și a fost inițiativa lui. Dar problema mare a fost că trecutul lui nu era rezolvat. De aceea Dumnezeu nu i s-a putut revela. Era tot nemulțumit, tot frustrat, tot complexat și nu putea să audă vocea lui Dumnezeu. Își auzea propriile lui gânduri, propriile lui frământări, îngrijorări. Pentru că aș vrea să vă spun un, un, un secret. Niciun om nu poate să facă față singur la avalanșa de gânduri, de probleme care le are în vreme de criză. De aceea, atunci când ridic altarul rugăciunii, eu pun acolo frământările mele, gândurile mele, îi le spun lui Dumnezeu, mă învață Petru, să arunc asupra lui toate acestea și el, Dumnezeu, poartă de grijă. Adică eu îi dau frământările și pe altarul acesta al... Rugăciunii care eu îl fac și le pun, Dumnezeu mă prinde jerva, îmi dă viziune, îmi dă perspectivă, mă încurajează, mă mânghe și mă binecuvintează. Imediat, după ce Gedeon zidește altarul, în versetul 25 se întâmplă ceva foarte interesant. Dacă vă veți uita în scriptură și veți urmări ceva ce Gedeon își dorea, aștepta de mult, auzise de la părinții lui, vroia și el o experiență de felul acesta. Ceva ce poate și tu aștepți de multă vreme și îți dorești mult. Știți ce se întâmplă? Începe Dumnezeu să-i vorbească lui Gedeon și Gedeon aude pentru că trecutul e rezolvat și inima era pregătită să primească mesajul lui Dumnezeu. Înțelegi de ce e important să am altar în viața mea, să stau de vorbă cu Dumnezeu și să vorbesc și El să-mi vorbească. Pentru că dacă gândul meu îmi zboară în toate direcțiile, și prioritățile mele sunt varză, și mai mult ce îmi place fac, și mai mult sunt condus de instinct decât de principii și priorități, idolii se simt foarte bine în zona aceasta. sunt protejați și modul lor de a se manifesta, de a crește, de a se dezvolta, e unul foarte propici. Știți ce văd la Gedeon? Ca să fie sigur că dărâmă idolii da, și termină proiectul acesta de demolare, mai ia încă 10 bărbați cu el. Dumnezeu a dat o, 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 o lucrare de făcut. Și ca să se asigure Gedeon că face lucrul acesta, că dărâmă idolii, mai am încă 10 bărbați cu el. Știți ce înseamnă aceasta pentru mine? Ce înțeleg eu de aici? Că dacă un, un idol mai puternic în viața mea a prins rădăcini, căruia poate am oferit mult timp și energie și mulți ani, și poate că a crescut și nu-l pot demola de unul singur, adică am nevoie să iau pe cineva cu mine, să mă duc la un frate, să mă măturisesc și să intru în procesul acesta de demolare și dacă trebuie să dau socoteală încă o săptămână, încă o lună, încă un an, am să o fac până când idolul acesta, orice nume avea el, bucățică cu bucățică va fi dărâmat și dat la o parte, pentru că pe mine mă interesează să am altar și să-L aud pe Dumnezeu ce îmi vorbește, ca să-și poată împlini planul lui pentru viața mea. Știți de ce trebuie dărâmați idolii aceștia? Ați văzut vreodată vreun proces de demolare, de, de cum se demolează în construcții? Se ia barosul, picamărul sau digărul în acestea și fără milă dai jos, așa cum s-a dat jos pereții la unde am fost la Biserica Betania. Dragii mei, idole aceștia sunt așa de periculoși, sunt niște viruși invizibili care încep de la un gând de la o idee, de la o imagine și își caută loc în centrul ființei, în inimă și se hrănesc cu timpul și energia ta. Au un singur scop, să se asigure că nu ai timp cu Dumnezeu, să te ajute să pierzi semnalul cu cerul și să-ți ofere o plăcere așa temporară, o închinare care să le aduci lor. Haideți să ne întrebăm foarte, foarte repede, ce poate oferi idolul materialismului? Senzația că dacă ai bani, ești în grijă, în siguranță și grija zilei de mâine a dispărut și trudesc, trudesc bieții oameni de dimineață până seara. Ce poate oferi idolul senzualității? Plăcere și distracție pe short term, dar la final, multă durere. Ce poate oferi idolul reputației? Adică dacă ești cineva prin carieră și poți să oferi ceva prin serviciile tale, lucrul acesta îți poate aduce o împlinire temporară. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu în Ieremia, capitolul 3, versetul 24. Idolii, orice nume ar avea ei, au mâncat rodul muncii părinților. Idolii aceștia sunt așa de periculoși, de aceea trebuie de rămați, pentru că pot anula truda de ani de slujire, dacă ți-ai pierdut pasiunea și dragostea pentru lucrarea Dumnezeu. Ieremia, capitolul 16, 16, versetul 9, spune Idolii nu sunt de niciun ajutor în ziua necazului. Oricât ai striga, oricât ai dori să primești o încurajare, un cuvânt de speranță de la ei, nu vei primi niciodată. De aceea Ioan, apostolul iubirii, în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 21, spune Copilașilor, dragii mei, dragă biserică, tineri dragi, păziți-vă de idoli ce frumoasă provocare să zidești altare și să dărâm idoli. Să zidești altare și să dărâm idol, ca să-L auzi pe Dumnezeu și să-I oferi oportunitatea să împlinească planul lui pentru viața ta. Trei și închei. Ce trebuie să fac ca să împlinească Dumnezeu planul lui în viața mea? Bazează-te întotdeauna pe Duhul lui Dumnezeu, nu pe calculele tale bazează-te întotdeauna pe Duhul lui Dumnezeu, pe călăuzirea lui, pe cuvântul lui nu pe resursele tale, nu pe prietenii tăi, nu pe uh, orice altceva și lucrul acesta este poate cel mai greu de făcut pentru că asta înseamnă să lăsăm controlul total și să-l lăsăm pe Dumnezeu să conducă lucrurile și asta nu ne place fiți foarte atenți la textul care l-am citit și uitați ce comparație frumoasă și cum îi place lui Dumnezeu să poarte adevăratele bătălii în care atunci când Dumnezeu te trimite și când ești de partea Lui și ai îndeplinit un plan, întotdeauna vei și biruitor. 32 de mii de soldați răspund la inițiativa lui Gedeon. Și Dumnezeu îi spune, Gedeon, sunt prea mulți. Sunt prea mulți. Fricoșii să meargă acasă. 22.000 de bărbați pleacă acasă și se uită la război, la revoluție, pe live. Care a fost live-ul ăla, nu știu. Și rămân 10.000. Și Dumnezeu îi spune, Gedeon, sunt prea mulți, coboare la apă. Nu intru în detalii pentru că nu-mi permite timpul. Și din 10.000, Gedeon rămâne cu 300. Dacă aș fi fost eu în locul lui Gedeon, la prima evaluare, 32.000 de soldați, e, Evrei, da? Împotriva 135.000 de, de soldați din armata lui Madian, adică 1 contra 5, aș fi spus că mai merge. Dar vreau să vă spun că calculele lui Dumnezeu, matematica lui Dumnezeu, teoremele lui nu, nu dau greș niciodată și sunt total diferite de așa cum ne raportăm noi de multe ori. Fiți atenți, Madian avea armură, erau înarmați oștenii aceștia până în dinți. Gedeon avea putere. Armata madianiților era formată dintr-un număr de 135 de mii. Armata lui Israel, 300 de agricultori, dar cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu înainte. Scumpul meu, nu contează că raportul pe vremea lui Gedeon a fost de 1 la 440 am făcut un calcul matematic un soldat evreu împotrivă la 440 de madianiți toți ăștia madianiții înarmați până în dinți cu experiență da? pentru că asta făceau, cotropeau și evreii, armele lor era trompeta ulciorul și făclia să merg la război cu 300 de oameni, la un raport de 1 la 440 de 440, uh, numai dacă înțelegi că încrederea totală trebuie să fie pe Dumnezeu și nici pe unul din calculele tale. Altfel, nu-mi explic cum Gedeon s-a pornit împotriva unei armate așa de puternice. Repet ce am spus. Bazează-te întotdeauna pe Duhul lui Dumnezeu și nu pe calculele tale. Îmi place simbolistica armelor lui Gedeon, trompeta sau trâmbița. Dacă ar fi să traduc simbolistica aceasta pentru noi astăzi, ca și Copilul Dumnezeu, nu avem cum să câștigăm războaiele. Dacă nu folosim trompeta cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus mereu spunea: Este scris și cu aceasta se apăra. Vasul, ulciorul, trebuie spart și zdrobit ca să iasă făclia și să lumineze întunericul de afară. La lumina făcliei, dușmanii mor, ureașii intră în panică, se autodistrug și tu devii erou. Pentru că încrederea ta ai pus-o în Dumnezeu și nu în resursele tale. Dragul meu, în ziua examenului, în alegerea partenerului de viață, în alegerea carierei, a jobului, oricât de mic ar fi detaliul acela din viața ta, bazează-te întotdeauna pe Duhul lui Dumnezeu și nu pe calculele tale. Predă lui Dumnezeu trecutul tău, zidește altare și dărâmă idolii, bazează-te pe Dumnezeu și întotdeauna vei câștiga orice bătălie. Aș vrea să sfârșesc mesajul acesta și aș vrea să invit grupul să cântăm din cântarea și mă ridic în numele Lui Isus. O cântare care cred că Duhul lui Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă, pentru că știu că sunt mulți tineri, mulți bărbați, multe femei care duc lupte grele, care duc multe bătălii și singura soluție pentru a ieși biruitor din luptele acestea este în numele lui Iisus. Poate ești trântit la pământ, poate ești căzut jos, poate că idolii au făcut ei altar pe tine și nu mai ai nicio perspectivă, totul e negru, totul e sumbru, nu, nu mai vezi nicio soluție. Poate chiar crezi că Dumnezeu nu are un plan pentru tine, pentru viața ta. Poate chiar a reușit diavolul să-ți spună minciuna aceasta și a devenit un adevăr pentru tine. Vreau să te încurajez în această zi. Privește la Isus. Uită-te la El țintă. Ridică-te în numele Lui Isus în această dimineață. Lasă trecutul deoparte și fi gata să dai un restart împreună cu Dumnezeu. Ai încercat de multe ori. Ai luat-o de multe ori de la capă, dar poate că niciodată nu ai fost determinat să spui, Doamne, pun trecutul meu în mâna Ta. Tot ce a fost rău și murdar, mi-ai promis Iisus că tu ai spălat și prin harul tău eu trăiesc, primesc o identitate nouă. Accept, Doamne, lucrul acesta. Poate că ești pentru prima dată, auzi mesajul acesta și încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu. E invitația lui Dumnezeu pentru tine, dragul meu. Fă această rugăciune și spune, Doamne, mulțumesc că ai murit și pentru păcatele mele. Mulțumesc că și trecutul meu poate fi rezolvat. Mulțumesc că prin credința în jertfa ta eu pot să primesc iertare, vindecare, eliberare de trecutul meu. Vreau de azi să zidesc altare și să dărâm idolii din viața mea. Vreau să mă bazez întotdeauna pe tine, pe cuvântul tău, pe promisiunile tale și nu pe calculele mele. Credința mea, Doamne, vreau să crească în fiecare zi tot mai mult. Dragul meu, te invit să-L lași pe Dumnezeu așa cum a intervenit în viața lui Gedeon, să intervină și în viața ta. Să trăiești o viață de împlinire, o viață de bucurie, o viață în care din inima ta să curgă râuri de apă vie și nu frustrare, întristare, necaz, tristețe, durere după durere. Unul singur poate să rezolve trecutul tău, problemele tale și acest singur nume este Isus Hristos. Haideți să cântăm această cântare și apoi putem sfârși cu un Moment de rugăciune în care să spunem Domnului dorințele noastre, cauzele noastre și el să ne asculte pe fiecare. Amin. Și mă ritic, în numele lui Isus, mă ridic ca un stea pe 多么。 What are you said i love you.